Alertați de evoluția elevilorului Parpală din primele 5 etape, sălăjenii au venit la Buzău montați 100% pentru a evita orice surpriză neplăcută. Circa 800 de spectatori au sperat într-o victorie, iar favoriții lor au picat cel mai greu examen al turului de pe propriul teren. Oaspeții au început de fiecare dată în trombă, iar când gazdele s-au dezmeticit, s-a dovedit a fi prea târziu. Buzăul a condus o singură dată pe tabelă, 18-17 în primul set, dar în restul timpului a alergat după recuperarea punctelor pentru a intra în meci. Dintre jucătorii chemați de pe bancă pentru a schimba soarta partidei, doar tânărul Cheagă s-a ridicat la nivelul adversarilor, în vreme ce stranierii au prins o zi extrem de slabă. N-a mers nici jocul rutinaților Râpeanu sau Farcaș, singura constantă din tabăra locală, rămânând Bogdan Ene. Vicecampionii au punctat de 10 ori direct din serviciu și profitând de plusul de experiență, dar și de omogenitate, s-au impus într-o oră și 15 minute. Cu cele 3 puncte și după înfrângerea nescontată a dinamoviști, acasă în fața Craiovei, Zalăul este noul lider, iar buzoienii rămân pe locul 5, ocupat înaintea acestei runde. În etapa a 7-a, programată pe 30 noiembrie, Gloria se deplasează la Câmpia Turzii, penultima clasată în Superliga masculină de volei.